focar de infecție la parterul unui bloc din cartierul Petrișor din Râmnicu-Vâlcea. Un bărbat certat cu legea și cu bunul simț a confundat spațiul din fața blocului cu o ghenă de gunoi. De mai bine de 3 luni, acesta depozitează haine, încălțăminte, obiecte de mobilier, aparate electrice și alte obiecte chiar sub ferestrele vecinilor. Nemai suportând mirosul provocat de gunoaie și gândacii care și-au făcut apariția printre obiectele depozitate, locatarii blocului au depus plângere la primărie și poliția locală. În urma numeroaselor reclamații, reprezentanții primăriei Râmnicu-Vâlcea au mers astăzi să ridice gunoiul. Haine, placă de păr, geacă de piele. O scol la licitație, hai. Un scaun de birou. Bărbatul locuiește într-un balcon închis la parterul unui bloc din cartierul Petrișor, în care a funcționat în trecut un amanet. În ultimele luni a colectat tot felul de deșeuri spre disperarea vecinilor, iar atunci când nu a mai avut spațiu în propria locuință, le-a depozitat în fața blocului și a început să doarmă pe bancă, în fața imobilului. El a cumpărat garsonier, ăsta nu-i garsonier, că e balcon, practic, de la altcineva. Greșeala a făcut proprietarul înaintea lui, că cu parte mai îndată a făcut spațiu de locuință, dar n-ai mai știți. Când a început să depoziteze diverse lucruri pe aici? Depozitează de vreo 5-6 luni de zile. Da, noi am făcut sezări de partea asociației, dar văd că nu s-a luat nicio măsură. Atât vă pot spune. Dar nu este acasă? Locatarii iar se sezează la asociație mereu, pentru că e mizerie. Dar proprietarul este acasă? Nu, el nu mai locuiește aici, prin altă parte, aici depozitează. Uitați-vă, vine o să ce de aici. Ați încercat să vorbiți cu dânsul? Am discutat cu el, dar degeaba. Că sunt amenințat, dacă mă mai leg de el. Astea sunt cuvinte care mi-a spus, dacă te legi de mine, îți dau foc. E ca la cocina de porci. Mai rău ca la țigani. Bea foarte mult, doarme pe bancă. Face scandal, se bate cu oamenii. Vă-i teamă de el? Cam da, mai ales că eu am un cățel și e seara, vă dați seama. Și lucrurile astea când a început să le strângă pe aici, pe lângă bloc? Le are de mult. Știi ce are înăuntru? Da. E până sus de haine și muște și miroase foarte urât. E vecinul meu, dar... Toată lumea are probleme. Mulți le e frică să spună. Că e amenică cu cuțite, cu topoare, cu... Dar toată lumea are probleme. Le e frică să vorbească. Când a început să depoziteze aici? Trei luni și ceva. Cine vă mai spun ce e acolo jos? De fapt, vedeți. Și ați făcut sesizare la poliție, la primărie? S-au făcut. Și degeaba s-au făcut? Păi degeaba. Acum că ați venit noastră, că altfel... În urma sesizărilor cu privire la gunoiul depozitat, primarul Mircea Guteu s-a deplasat astăzi în zonă și a dispus măsuri. Dimineața am fost la ora, cred că ora 10 era, am fost acolo, am chemat ADP-ul și am dispus pe loc ridicarea în forță a mizeriei din zona respectivă. Era ceva greu de imaginat, dar totuși în exterior era foarte frumos ambalat și spunea vecinilor, persoana respectivă, spunea că vrea să se mute și era prinsă cu folie. Dar de sub erau toate mizerile posibile din prin oraș, un miros extraordinar de puternic și bineînțeles că locatarii aveau tot dreptul să sesizeze acest lucru. În jumătate de oră s-a făcut curat acolo și vom ține sub control. Locatarii blocului spun că nu se pot înțelege cu individul și că se tem să-și lase copiii pe stradă din cauza ieșirilor violente ale bărbatului. În ultima perioadă, polițiștii au fost chemați de mai multe ori din cauza scandalurilor provocate de bărbat. Individul a fost amendat doar pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, întrucât plângerile împotriva sa au fost retrase de părțile vătămate. Nu vă mai spun că bea ca de jos. Să ia de copii. Acum câte luni a avut o problemă cu o familie. A sărit la o mașină cu... De fapt, poliția cred că știe. Este dăunător pentru copii, deschid geamul și afectează cu mirosul de acolo așa. Dumneavoastră unde stați? Aici, la parter. Chiar lângă? Chiar lângă, se și vede. Nu pot să întind rufele și a întins rufele pe culmea mea de multe ori. M-am certat cu el și eu și fratele meu și nu rezolvăm nimic. A venit poliția, i-a dat o amendă. Și cam atât? Cam atât. A zis că nu putem să-i facem nimic, a scos cuțitul la copii, a ridicat cuțitul la copiii mei, după aia l-a aruncat în canal. Vă-i teamă de el? Puțin nu-mi este, să știți. Și faptul că țipă, bea, să-mi bată, ne amenință și vă dați seama aici. Și mai ales că avem copii. N-aș avea o problemă, dar sunt copii. Să stați o timpul de fază și
Da, clar asta. Pentru că știm că e în stare de orice. În sala de copii a ieșit cu cuțitul la ea, a venit poliția și tot nu-i face nimica. S-a depus sesizare? Da. Și nu s-a luat nicio măsură față de... A venit și poliția locală, dacă e să căutați. Și ce? Oricum, acum vă dați seama că o să ne taie cauciucuri și de toate. Cu privire la persoana în cauză, acesta a fost sancționat contravențional în repetate rânduri pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Bărbatul este în evidența poliției, fiindu-i pus în vedere să nu mai desfășoare activități de tulburare a ordinii și liniștii publice. Bărbatul care a depozitat gunoiul în fața blocului nu a fost găsit în momentul în care corpul de control al primarului și-a făcut apariția în zonă și nici nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere până la momentul publicării acestei știri. 13 elevi pasionați de știință și tehnologie de la Școala Generală numărul 10 din Râmnicu-Vâlcea vor avea parte în această vară de o experiență inedită. Copiii vor fi prezenți în perioada 14-20 iulie 2019 în singura tabără NASA din Europa și Asia. Este vorba despre Space Camp, tabăra organizată de Ministerul Educației din Turcia cu sprijin financiar al NASA. Timp de o săptămână, adolescenții vor participa la activități educative gândite să le stimuleze interesul pentru știință și activități specifice pregătirii astronauților. Abia aștept. Este o experiență nouă pe care probabil foarte puțini au șansa să o aibă și care este odată în viață. Pot să spun că am mari emoții pentru că vor fi lucruri bănuiesc interesante și noi pentru mine. Îmi plac foarte mult rachetele și am auzit, o să vedem cum ar fi teoretic pe lună să pășim și asta sună foarte interesant. Sunt foarte norocoasă, mă bucur foarte mult că am fost alesă pentru acest proiect și sunt totodată foarte mândră că am putut să ajung aici. Pentru mine este o experiență nouă pe care nu o să o mai pot repeta vreodată și este ceva unic pe care în viață. Ți-a plăcea să vezi ceva acolo? Nu știu, îți imaginezi că ai vedea ceva? Mi s-a spus că vor fi simulatoare de excursii pe lună, de pildă expediții în spațiu și par fi ceva nou. Să vedem cum este spațiul cosmic. Da. M-aș orienta spre asta. Ar fi interesant să lucrez la NASA un cercetător. Alți 12 elevi ai Școlii Generale numărul 10 au fost în tabără a NASA anul trecut. După ce au construit rachete și simulatoare, adolescenții au declarat că și-ar dori să repete această experiență. Ce a însemnat pentru noi a însemnat un lucru minunat. Copiii noștri cei mai buni au fost acceptați, au trebuit să aibă note foarte bune, foarte mari medii și la engleză, pentru că, bineînțeles, trebuiau să discute în engleză, iar coordonatorii lor discutau doar în engleză și atunci cei mai buni copii au avut ocazia să plece. A fost o selecție destul de grea pentru că sunt mulți copii buni, iar cred că toți și-ar dori să fie acolo. Anul trecut, când noi am participat pentru prima dată, am avut activități pe parcursul unei săptămâni de zile în care elevii noștri pot spune că au avut niște experiențe minunate. Aveau programul cu foarte multe activități specifice pregătirii astronauților de la NASA, de dimineață până seara. Condițiile au fost extraordinar de bune și după ce s-a terminat, toți elevii au primit un fel de certificat de participare pentru că ei, cu o zi înainte de a se termina programul, au susținut un fel de examen. Deci, în acest moment, pot spune că ei sunt cu un certificat care le atestă faptul că au fost în aceste activități. Activitățile, după cum spuneam, au fost să construiască modele de rachete, simulatoare de zbor, să experimenteze ce înseamnă gravitație zero. Ei au venit extrem de încântați. Cei care au venit ne spuneau după aceea că dacă ar putea, ar mai merge nu odată, de mai multe ori. Între timp, pentru anul acesta, am aflat că tabăra chiar are acum și mai multe activități în desfășurare. Au organizat, de asemenea, și sări culturale. Este o tradiție a taberei ca la mijlocul săptămânii fiecare echipă participantă să prezinte și elemente de cultură, dans popular, muzică și de asemenea o seară de socializare în care elevii au dansat, au cântat, au făcut schimb de mici cadouri și au legat prietenii pentru o viață. A fost o experiență foarte frumoasă, cred că odată în viață poți să experimentezi așa ceva.
și cred că dacă aș mai putea, m-aș mai duce odată. A fost foarte frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult, cred că au fost experimentele cu pe care le-am văzut și simulatoarele. Experimente cum ar fi să vedem cum se umplu baloanele cu heliu, cum zboară, rachete cum zboară și chiar mi-a plăcut. Nu doar din punctul meu de vedere, dar și al celorlalți, chiar dacă nu sunt aici. A fost o experiență aparte, mi-a plăcut super mult. Cred că aș mai repeta-o, cu siguranță. Că mi-am făcut prieteni noi de peste tot, că am putut să socializez în engleză, că am încercat diferite simulatoare, ne-am pus practic... Care ți-a atras atenția în mod deosebit? Da, a fost un simulator care ne făcea să mergem cu picioarele pe tavan. Și a fost super. Elevii din Râmnicu-Vâlcea participă la tabăra NASA datorită unor proiecte Erasmus. Școala Generală numărul 10 este singura școală gimnazială din România care participă la Space Camp. Consilierii locali au aprobat joi proiectul de hotărâre privind premierea echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Râmnicu-Vâlcea, a antrenorilor echipei și a colectivului tehnic pentru obținerea locului întâi și a titlului de campioană națională în sezonul 2018-2019. De asemenea, vor fi premiați și salariații din cadrul clubului care au contribuit la această performanță. Suma totală alocată pentru premierea a 38 de persoane este de 434.500 de lei din bugetul SCM Râmnicu-Vâlcea. Primele nete acordate se situează între 3.000 și 19.000 de lei. A fost și proiect de hotărâre privind premierea echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Râmnicu-Vâlcea, a antrenorilor echipei, a colectivului tehnic pentru obținerea locului întâi și a titlului de campioană națională în sezonul 2018-2019, precum și a personalului salariat din cadrul clubului care a contribuit la obținerea acestui titlu. Rapoartele comisiilor de specialitate, comisia numărul 1, comisia numărul 2, comisia numărul 5. Mulțumesc. Numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii, 12. Discuții. Eu aș vrea să mă întreb, de ce nu merge pe suma, cam suma minimă este 3.000, de ce nu merge la liniar la 5.000 de lei la toți? Cred că toți într-un fel s-au făcut. Se merge după regulamentul federației, dacă trebuie să cer scuze. Se merge după regulamentul federației de handbal, care spune foarte clar cât are antrenorul, cât au jucătoarele care joacă toate meciurile, după aceea au 100%. Ceilalți, cele care nu joacă toate meciurile, au 75%, ceilalți 56%. Iar personalul de la club, antrenorul principal are doar câte jucătoare, secuzii au cât... Dar se subiecte în lege treaba asta, că plouă un fond de premier. Da, e un regulament pe care noi îl respectăm. E un regulament pe care ei l-au aprobat în regulament. Nu, cred că tot, dacă n-am dat din care după 5.000 de lei. Și eu nu știu că ar fi amenitat mult mai mult. Da, mulțumesc dacă mai sunt alte discuții. Propun să adoptare și această hotărâre, numărul 4. Cine este pentru? Unanimitate. În acest sezon competițional, echipa de handbal feminin a SCM Râmnicu-Vâlcea a fost la cel mai înalt nivel în handbalul românesc. Primul semn spre succes a fost anul trecut când SCM Râmnicu-Vâlcea a cucerit în premieră Supercupa României, după ce a învins-o pe tripla campioană CSM București, una dintre cele mai puternice echipe din Europa. În data de 12 aprilie 2019 s-a desfășurat finala Cupei României Fan Curier, echipa noastră confruntându-se în finală tot cu CSM București, câștigând medalia de argint. În data de 12 mai 2019, echipa de handbal feminin Sport Club Municipal Râmnicu-Vâlcea a devenit campioana României după un parcurs excepțional, iar acest fapt a devenit realitate după numai un an de la preluarea fostei echipe a Handbal Club Municipal Râmnicu-Vâlcea. Ziua copilului sărbătorită prin numeroase evenimente la Râmnicu-Vâlcea. Cu ocazia Zilei Copiilor, Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea organizează sâmbătă 1 iunie, între orele 11.30 și 13.30, la Grădina Zoologică mai multe evenimente specifice, printre care pictură pe șevalet, desene pe asfalt, figurine din baloane, picturi pe față, jocurile copilăriei, dansuri moderne cu elevii școlii de bele arte și un târg de adopții canine. Cei mici vor putea ajunge la Grădina Zoologică, unde beneficiază
beneficiază de acces gratuit pe parcursul întregii zile cu autobuzul copilăriei, care circulă pe traseul 7 ETA, începând cu ora 11. Printre sponsorii care și-au anunțat sprijinul, se numără mai multe societăți comerciale, una dintre acestea anunțând că va acorda o bursă la un curs semestrial de programare și robotică. Tot de 1 iunie, cu sprijinul primăriei municipiului în spațiile publice din Râmnicu-Vâlcea, se organizează o serie de alte evenimente dedicate Zilei Copilului. Amfiteatrul din Parcul Antonio Copeti, loc pentru un picnic cultural în familie. Conducerea Teatrului Anton Pan a ales ca loc de desfășurare a acțiunilor dedicate Zilei Internaționale a Copilului, amfiteatrul de lângă teatru. Sâmbătă, 1 iunie, sunteți invitați să participați la un picnic cultural în familie, care va cuprinde mai multe acțiuni menite să îi provoace pe cei mici să participe activ la o serie de activități care să îi apropie de lumea teatrului. În data de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, teatru, acest amfiteatru va fi plin de copii, de mămici, de părinți, de bunici, pentru că aici vor avea loc foarte multe activități dedicate lor, activități în care chiar vor fi antrenați. Trebuie să vă mai spunem că sub genericul picnic cultural și pe spațiu verde, pentru acest lucru trebuie să mulțumim primăriei, sunt invitații părinții cu cei mici bunicii să-și ia o păturică, un sandwich, un instrument, o carte, să ia loc și să participe la aceste activități. De la 11:30, obișnuitul spectacol de teatru va avea loc aici. Se numește Turtița Fermecată, este un parteneriat cu asociația Ataraxia, copiii vor fi antrenați. Între 13 și 14, un atelier de bricolaj, creare, costume de teatru susținut de Matea Marin. De la 14 la 16, atelier de teatru Timim pentru o zi, susținut de Alex Popescu. După aceea, în perioada 14:30-18, desenează-ți personajul preferat, urmat de o expoziție a desenelor rezultate. Atelier de pictat pe fețe de la 20 la 21:30, cu intrare liberă, avem spectacolul O fata din mașinărie cu Denis Moise, un spectacol extraordinar în care se vorbește despre dependența digitală. Ca seara să fie cu adevărat magică, de la ora 21:30, cerul va fi luminat de lampioane, ce se vor lansa de către organizatori împreună cu toți cei prezenți la picnicul cu cel mai asezonat meniu artistic. Din dorința de a oferi bucurie cât mai multor copii, actorii păpușari ai Teatrului Anton Pan duc spectacolele lor dincolo de granițele județului nostru. Pe 31 mai, trupa de păpușari, doar o zi ne mai desparte, a Teatrului Anton Pan va participa cu 3 spectacole, de Gețica, Ursul și Gâscănelul Lăudărâs, la Festivalul Feschi de la Caracal, ce se va desfășura la Teatrul Național din Caracal, iar pe 2 iunie, imediat, trupa de actori popușari va participa la un alt festival, Lumea Poveștilor, care se va desfășura la Reșița cu alte 3 spectacole, Punguța cu doi bani, Găscănelul Răudărăs și Rățușca cea urâtă. Dacă majoritatea teatrelor își încheie stagiunea în luna iunie, Teatrul Anton Pan va avea activități artistice la fel de bogate ca și în luna mai. Pe 6 iunie aici vom avea din nou o reprezentație cu Crăciunul Președintului și v-aș ruga să veniți, este un spectacol foarte bun. Pe 7 un alt spectacol care a avut aprecierea dumneavoastră și a criticilor, Titanic Vals. Iar pe 16, o femeie, un spectacol invitat, în care ne vom întâlni din nou cu artița noastră, cu Denis Moise, alături de alții actori, un spectacol de Andreea Gaviliu, în care se vorbește despre frumusețe, despre schimbare. Așadar, cea mai frumoasă zi a copiilor se va desfășura sâmbătă, 1 iunie, în amfiteatrul din Parcul Antonio Copeti, unde sunteți invitați de primitoarea gazdă, Teatrul Anton Pan, la un picnic cultural în familie. De Ziua Copilului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ISU General Magheru al județului Vâlcea își deschide larg porțile. Cei mici sunt așteptați la sediul pompierilor sâmbătă 1 iunie, în intervalul orar 9:13. Vizitatorii vor avea ocazia să afle ce înseamnă să fii pompier, dar și amănunte despre tehnica și mașinile de intervenție ale pompierilor vâlceni. De Ziua Porților Deschise, persoanele care au domiciliul în alte localități decât Râmnicu-Vâlcea sunt așteptate să viziteze structurile de intervenție din Drăgășani, Brezoi, Grădiștea, Horezu și Măciuca.
ca structuri ce funcționează în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Accesul copiilor se va face pe bază de act de identitate al adultului însoțitor. Universitatea Constantin Brâncoveanu din Râmnicu Vâlcea este locația în care s-au desfășurat alegerile pentru funcția de președinte al Asociației Județene de Fotbal. Aflat în fruntea acestui for timp de 12 ani, Constantin Pintilie avea să cedeze ștafeta nu înainte ca președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, să îi înmâneze un tricou simbol care amintește că în 1973 fotbalistul Constantin Pintilie a câștigat Cupa României apărând culorile chimiei Râmnicu Vâlcea. Dintre cei 76 de alegători, 40 au optat pentru Adrian Comănescu, 34 i-au dat voturile lui Daniel Demetrescu și numai 2 l-au ales pe Dan Săraru. Așa se face că victoria a aparținut încă din primul tur cavalerului fluierului de primă ligă. Așadar, AJV-ul Vâlcean are un nou președinte. Într-adevăr, sunt bucuros pentru acest lucru. A fost o luptă cerbă, strânsă. Îi felicit pe contracandidații mei care în această perioadă s-au zbătut și dumnealor ca și mine să încercăm să câștigăm încrederea electorilor. Vreau să le mulțumesc celor care mi-au acordat votul de încredere. Vreau să-i asigur pe cei care nu mi-au acordat votul de încredere în acest moment că voi face exact ceea ce am promis în timpul campaniei și anume voi fi echidistant față de toate echipele, nu va exista nicio diferențiere între echipe. Îi asigur că ușor, ușor vom ceea ce ne-am propus vom realiza. Sunt convins că odată ce s-a terminat această luptă, ne-am strâns mâna cu contracandidații, împreună cu echipa mea vom pleca la drum și vreau să vă spun că urmează o perioadă foarte, foarte încărcată. Săptămâna următoare iarăși ne vom întâlni cu echipele pentru a constitui comitetul executiv, pentru că în timpul alegerilor s-au ales președintele și vicepreședintele. Urmează să se stabilească reprezentanții echipelor de Superliga, de Liga 4, de Liga 5, de copii și juniori și pentru aceasta trebuie să ne întâlnim cu dumnealor și să le cerem fiecăruia câte o părere în ceea ce privește reprezentantul pe care dânsii îl vor alege. Vorbim de transparență, am spus-o, o repet, toate deciziile comisiilor AJF-ului vor fi comunicate în cel mai scurt timp dumnealor. Pe de altă parte, exact cum am spus-o, tot ce înseamnă decizie referitoare, decizia comisiilor de specialitate și a arbitrilor, pe lângă asta statistică privind cartonașele, privind golurile marcate, privind baza de date a jucătorilor, toate vor fi puse la dispoziție pentru a nu mai exista niciun semn de întrebare că, domne, de ce ne ferim să arătăm lucrurile de la bun început membrilor afiliați. Un nou stadion necunoscut până acum echipei noastre de filmare va găzdui unul dintre jocurile etapei cu numărul 8 a returului din Liga 5-a Vâlceană la fotbal Seria Sud. Bun găsit din comuna Livezi! Aici unde am răspuns invitației organizatorilor unei partide în care ocupanta locului 9, Faurul Livezi, primește vizita celor de la Știința Roșiile, formație situată pe poziția 11. Întâlnirea va fi condusă la centru de Iulian Trușcă, ajutat la cele două linii de Gabriel Dinu și Alexandru Florian Idu. În turul campionatului, gazdele de astăzi s-au impus în deplasare la Roșiile cu 3-2. Întâlnirea nu a început tocmai bine pentru gazdele de la Faurul și asta pentru că după numai un sfert de oră,
echipul apărării. Capitanul Staicu Păun a primit al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu. În aceste condiții, oaspeții au reușit să deschidă scorul în urma unei pase a lui Lăutaru pentru Adrian Nicolae Ristoiu, cel care a înscris pentru 0-1. Bucuria Științei a fost de scurtă durată pentru că, la o lovitură liberă executată de Marius Dună, portarul Vasile Niță a scăpat balonul în față, acolo unde s-a aflat Ionuț Gruia, cel care a restabilit egalitatea 1-1, rezultat înregistrat la pauză. În debutul actului secund, Cristi Bădescu ar fi putut să preia conducerea pentru gazde, dar balonul a întâlnit bara. Lovitură liberă pentru faurul Livez, execută Marius Dună, Niță scapă din nou balonul, șut în forță a lui Gruia, Elvis Dună întoarce în fața porții, acolo unde Mădălin Podeanu sare mai bine decât Niță și înscrie pentru 2-1. În minutul 90, centralul Iulian Trușcă a acordat penalti în favoarea oaspeților, lovitură de la 11 metri transformată de Constantin Uță, cel care a stabilit rezultatul final, faurul Livez, Știința Roșiile 2-2. Ce ne puteți spune despre acest egal? Despre acest meci? Un meci, sincer, destul de greu. Nu mă așteptam, nu a ieșit, n-a fost, cum să spun, un meci pentru așteptările mele să jucăm un meci frumos în pase, cum a jucat, de exemplu, meciul din etapa trecută, dar totuși cred că s-a terminat echitabil meciul. Scorul, mă gândesc că e destul de echitabil, dar îmi pare rău că nu s-a jucat mai bine, mai frumos, mai altfel. Un meci frumos, ce să zic, adversarii puțin înțepați, na, noi suntem o echipă tânără, venim de pe la Sibiu, București, toți. Vrem să jucăm fotbal, să ajungem cât mai departe, iar la anul promovare, mai aduce câțiva jucători. Îi mulțumim domnului Ioana că ne-a îndeplinit o dorință să ne facă o echipă. Vreau să felicit ambele echipe pentru efortul depus. Felicit pe Ristoiu Adrian, marcatorul primului gol de la echipa noastră, pe Uța Constantin, marcatorul numărul 2. A fost un joc dur. Noi suntem o echipă formată tânăr, așa cum am mai relatat. Acum am făcut o contestație la jucătorul cu numărul 9, Gavril Antonio, întrucât eu consider că se afla în persoana lui Papa Adrian de la Oltețul Zătreni. Și încă o dată felicit și echipa gazdă și echipa noastră. Ce ne puteți spune după egalul de azi? În primul rând vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici și cu alte ocazii sunteți bineveniți la noi. Despre meci, după cum a zis dumneavoastră, eu zic că jucând echipa mea, Faurul Livez, în 10 oameni, mai mult de 70 de minute, eu zic că, virgulă, copiii și-au făcut datoria pe deplin și sperăm pe viitor arbitrajul să fie mult mai bun, mai ales a fost o rivalitate, roșiile fiind pe locul 11 și noi pe 9, le trebuia și lor punctele, ne trebuiau și nouă, dar Dumnezeu a făcut să fie 1-1. Eu sunt mulțumit cu acest rezultat, fiindcă echipa mea a jucat în 10 oameni și felicit și adversarii pentru dăruirea lor, păcat de arbitraj. Urmează meciul de la Drăgoiești. De la Drăgoiești, un meci foarte, foarte, foarte greu. Am urmărit echipa tot prin intermediul dumneavoastră și au jucători foarte, foarte buni, dar noi mergem să nu ne predăm. Indiferent de rezultat, eu până la meciul cu Drăgoiești țin să felicit pe această cale cu echipierii mei și să țină tot așa că vor ajunge departe. Ce să, un egal supărător pentru noi, deoarece meritam să câștigăm. În schimb, asta e, putem să ne plângem un pic și de arbitraj, deși puteam să jucăm și mai bine, dar în 9 oameni eu zic că am jucat destul de bine și sperăm ca acești copii să joace foarte bine în continuare. Ce să facem, un meci greu, s-a jucat din punctul meu de vedere foarte urât, ne-au tocat la jumatea terenului, ne-au rupt picioarele, ce să spunem, un meci? Un meci mai urât ca asta n-am avut niciodată aceste meciuri, de când am venit în Liga 5-a. În etapa următoare, Faurul Livez va juca în deplasare la Oltul Drăgoiești, în timp ce Știința Roșiile va primi vizita formației Recolta Laloșu. Atât de la Livez, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.